Slăbiți de boală și tratamente, pacienții Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Capitală au de astăzi un loc mai frumos unde se pot ruga. După un an de la inaugurare, pictura capelei a fost binecuvântată de preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Sfinții au fost pictați de studenții de la specializarea artă sacră din cadrul Facultății de Teologie din București. Dărnicia tinerilor a adus bucurie nu doar pe chipurile personalului, ci și în sufletele celor bolnavi. În ziua în care își sărbătorește ocrotitorul, Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie a primit un dar mult așteptat, sfințirea picturii capelei în care zilnic 28 de persoane vin ca să-și găsească alinare pentru durerile sufletești și trupești. Slujba de binecuvântare săvârșită de preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a fost primită cu bucurie de personalul instituției, de rudele celor internați și de pacienți. Se sfințește capela aceasta cu planul Sfântului Enar Nectarie, prin ungerea cundele însfințit și stropirea cu apă sfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un lucru minunat care, iată, a primit astăzi prin rugăciune binecuvântarea și sfințirea lui Dumnezeu și un așezământ care dorim să dăinuiască, să dăinuiască și prin grija celor care trebuie să îl sprijine pe mai departe, dar și prin grija celor care trebuie să îl slujească și să slujească pe cei care vor veni și vor apela la serviciile medicale și de asistență care se oferă aici. Tuturor să le dea Dumnezeu putere, să le dea Dumnezeu multă sănătate, să le dea Dumnezeu entuziasm de a ajuta pe cei care sunt în nevoi și facă Dumnezeu ca toți să ne bucurăm de harul, de mila și de ajutorul său cel dumnezeiesc întotdeauna. Amin. Centrul Sfântul Nectarie dispune de saloane spațioase cu dotări moderne. Aici bolnavii primesc sprijin medical și social de specialitate din partea psihologilor, preoților și asistentelor. Florentina este una dintre ele. Nu doar iubirea față de aproapele o motivează să vină zilnic la centru, ci și faptul că a trecut printr-o experiență de viață care a schimbat-o. Am trecut printr-o experiență, sunt operată de cancer de tiroidă, dar ceea ce fac pentru acești pacienți mi se pare un lucru foarte frumos. Simt că au nevoie de asta, de asistența noastră, de sprijinul nostru. Am reușit să trec foarte bine peste asta datorită sprijinului personalului de aici, personalul medical, maica, doctor și toți au fost alături de mine și simt că pacienții mă încurajează să fac un lucru ca să mă ajut pe mine. Piatra de temelie a centrului a fost pusă în urmă cu 5 ani, tot într-o zi de 9 noiembrie. De atunci și până astăzi, preoții de la biserica din vecinătatea centrului și-au dorit mult ca încăperea unde este amenajată capela să fie înfrumusețată cu pictură. Exact într-o zi de 9 noiembrie se punea piatra de temelie. Cu timpul ne-am bucurat să aflăm că există și un loc unde se poate ridica o capelă în care cei care sunt internați aici să se poată ruga. Ei, și iată că această capelă a fost înfrumusețată, împodobită cu pictură. Slujbele care se vor săvârși vor fi cele obișnuite dintr-o biserică, adică Sfânta Liturghie, Taina Sfântului Maslum, apoi se pot face spovedanii în această capelă și se va săvârși în fiecare săptămână slujba catistului Sfântului Ierarh Nectarie. Această zi în care a avut loc sfințirea picturii din capela Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este o zi în care toată lumea o resimte în mod frumos, ca o împlinire atât a muncii celor care au lucrat vreme de câteva săptămâni să facă aici, în acest loc simplu, lucruri minunate, dar și pentru personal, pentru că noi cunoaștem importanța sfințirii picturii într-o capelă, aici unde este atâta suferință, este important ca partea duhovnicească să fie împlinită așa cum trebuie și cred că a fost o zi de sărbătoare pentru toată lumea. După sfințirea picturii, preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul i-a vizitat pe bolnavi și le-a dăruit în dar iconițe cu chipul Sfântului Nectarie.
vă dăruim câte o icoană cu Sfântul Ierarh Nectarie, care ne rugăm să vă ocrotească, să vă dea putere multă, că și el a fost un sfânt al suferinței. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să vă ajute, sănătate multă și putere să vă dea Dumnezeu. La final, ierarhul a acordat diploma omagială Sfântul Antimi Vireanul cu medalie celor care s-au implicat pentru buna desfășurare a activității centrului. Stabilit o mulțime de acțiuni filantropice. Vă felicităm, vă urăm mult succes în activitate. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie a fost construit de Arhiepiscopia Bucureștilor în parteneriat cu Primăria Sectorului 2 din Capitală, cu Ambasada Elveției și Fundația Nymphenburg din Germania.